Bună ziua, bine v-am găsit într-un nou episod, dragilor. Am dat drumul la episodul ăsta nou pentru că vrem să vă luăm cu noi și anume la mare. O să vedeți mai multe detalii mai încolo. Duda, e cam început. Start! Gata, doamnelor și domnilor, se pleacă. Șoaricul vine frumos, ia uitați-o. Plecăm la mare. O să mai filmăm de pe drum, din mașină. Gata, pupii. Am ajuns, suntem în Constanța. Dar de ce pleacă mașina? Nu pleacă mașina, nu am pus eu frână. Frână de bună. Am ajuns, n-am mai filmat. Că n-am mai filmat. Dar avem tot timpul. 3 zile aici la mare. Tot filmăm, deci mă întrebi. Bine, ca să nu pară foarte lung, să nu ne vă plictisim. He, am schimbat cadrul că s-o lungi treaba de nu mai pot să o pun pe mijloc. Nu știu care ești pârla. Mai pot să o pun pe mijloc? Da. Am trecut și ne-am luat niște parfumele. Tare happy sunt, tare happy sunt. Nebunia șoarecului. Păi nu-mi vine să cred cât de mult mă bucur la parfumuri. Da. Deci nu-mi vine să cred cât mă bucur la parfumuri. Mă bucur la parfumuri. Da. Și acum mergem la hotel. Mai facem 47 de minute până în Olimp. Mergem la hotel Novum. Dar o să vedeți mai multe mai încolo. Am vorbit foarte mult pe drum. Mai suntem cu niște prieteni care sunt în față. Avem stația. Bună ziua, colegul. Ce mai faci, colegul? Ne-am distrat. Da, am uitat să pornim camera și ne pare rău. Dar... poate că e mai bine, că o să avem loc de mai mult material mai interesant în zilele care urmează. Ok. Vă ocupă cei cei doi fănei. Bun asta. Am luat-o și cred că am lăsat-o pe recepție pe acolo. Ai avut stația cu tine? Am avut stația cu mine. Am ajuns frumos. Bă, uite, ce ziceți de magia asta? Hai că nu merge. De ce? Ba da. Pe perete direct ești nebun? Frumos. Tare. Tare, nu? Noi am venit la muncă aici, nu suntem șmecheri. Suntem la cerșit. Crede lumea că suntem șmecheri, dar nu, suntem viața. Cea nebun. Foarte frumos acest hotel. Occident. Occident. Ce părere ai despre acest hotel? Foarte frumos. Chiar frumos, foarte frumos. Nu? Nu e de România, sincer. Nu, sincer. Arată foarte bine. Tu, din câte ești tu, luxul ești, nu? Sincer. Da. Bine, eu dacă am fost toată viața în Costinești, dar arată bine, adică n-am ce să... Aici, da? Bine, cum a zis Velea la aia? Bine ați venit în noua mea casă. Mie îmi place să fac plătite. Mamă, bosul, dar ce mare ești nebun. Păi ești nebun, la cabinet de rasă, bă. Ce drăguț e afară. S-a terminat. Mamă, s-a terminat. Șmeche. Mare, alea, forță mare. Fale, da, foarte frumos. Și face și un jacuzzi de asta. Să ne tremure. Ne tremure burțile. Da. Senzații. Deci va fi un episod foarte interesant. Hai să vă mai arăt, că noi încă abia ne-am dezbrăcat. Asta e dormitorul nostru. Salutare. Uite. Salut. Hei, salut. Seara asta este un mini party. Mâine seara este evenimentul principal de deschidere. Unde suntem și noi invitați? Uite așa arată. Fac ieșitul din balcon. Foarte frumos, extraordinar, extraordinar. Chiar aveam nevoie de o vacanță din asta, eu acum merg pentru că terasa este unită. Practic e o terasă care înconjoară penthouse. Senzații. Pac. Ce credeți voi că o să se întâmple? O să mă terorizezi șoaricul să-i fac 1001 de poze, dar bine că am luat aparatul pentru că eu fac poze foarte bune. Adică îmi place să fac poze cu aparatul, nu cu telefonul. Cu telefonul!
vom avea un weekend minunat. Minunat. Și vă sfiți aici cu noi. Yes! Da, e un nonsens. Când vezi, când vezi turiști așa, zici, dar vă permiteți să veniți unde nu puteți să intrăm noi? Veniți în România. Bă, băieți, aici. Vezi ziua, Doamne ajută. Ți-e foame? Da. Hai să mergem să mâncăm. Bă, camera se vede foarte bine. Și în realitate se vede foarte bine. Ce faci, oricuță? Bine. Ia uite, ce drăguț. Haide, bă, că noi avem treabă, noi da, nu da, stăm, noi nu pierdem timpul aici. Mergem la Codin, ne vedem cu Codin, poate ne vinde ceva. Bă, cheia? Bossule, noi suntem pe cod, pe astea poate ai evitat. Nu avem noi nevoie de cheie, poate. Uite, să vă arăt pe voi. Ăștia, asta, ăștia sunteți voi. Ochiul vostru. Foarte cald afară, eu nu sunt fan căldură, soare. Deci pune-mă să fac orice altceva decât să stau la soare. Chiar și să vorbești cu hoții, ai văzut în fața casei, adică nu e... Da, bă, ce o exagerat oamenii, ești nebun. Am vorbit cu hoții profesioniști. Pare foarte dubios, știi? Vorbi cu hoții, Spic vorbește cu hoții, fotbalul. Da. Că înțelegi ce Spic vorbește? Că Spic vorbește cu hoții profesioniști. Da, Cap de bandă, direct. M-au sunat toată lumea, boss, ce-ai făcut, hoții, nu știu ce, nu înțelegeam nimic. Și ea profesioniști, adică da, nu au fost orice hoț, bălan. Gata. Bă, dar ce cald e, ce umezeale. Aseară am stat cu tovarășul micuțul la băut până dimineață la... 4 jumate de ceva. 4. Ce faci, mă, Codin? Am venit să-mi văd și eu blocul pentru prima oară. Uite cât de sus s-a ajuns și prima oară nu știam adresa, am venit cu omul ăsta. Asta înseamnă să fii vagabond. Asta înseamnă să fii nesimțit, nu? Asta înseamnă să fii nesimțit, nu bagă. Ce știți noi, e? Da. Ești mulțumit? Dezvoltatorii din ziua de azi, care nu vin pe șantier, nu-și fac treaba cum trebuie și cu toate astea vând. Dați interviu? Să las cu... Domnul Maticiuc, domnul Maticiuc. Ați fugit, domnul Maticiuc? Unde-i fugit? A, domnul dezvoltator a fugit. Am ajuns la Codin aici, la prăvălie. Fac. Ia uite ce ai boiul. Am descălțat pe ea. Ești fericit? Da, am venit să cumpăr 3-4 bucăți și... Zic, Codin, cum ți se pare? Eu sunt mulțumit, adică vezi că s-a lucrat și îmi place foarte mult că lipsa mea lucrurile s-au întâmplat în regulă. Chiar dacă e prima oară când vin, dar lucrurile, uite, s-au desfășurat și... Ultima turmă. Frumos, băi, frumos. E frumos, da, mie îmi place, chiar îmi place. Chiar îți dă impresie de vacanță. Da. E ca un apartament la Maia, că e așa imaginea, știi? Da. Două dormitoare. Fuck. Asta n-ai mișto. Și împărțire și toată la lumea așa. Ce, îți place, nu? Da. E altă treabă. Da. Dacă ar fi și cu Ragea, mă, s-ar vedea marea. Da, dar îți povestesc că acolo e marea. Acolo e mama aia, acolo actuiți mama aia. Mama vechi în partea aia. Mama vechi. Calul Bălean, jos aici, calul Bălean. Ba, uite aici că putem vedea, veniți afară. Mamă, tot îmi pune un cosmul jos. Uitați calul Bălean, frumos. Restaurant cu valoare strategică și istorică pentru... Frumos. Da. Uite și lacul aici, după... Ceva extraordinar. Da. Uite, avem și biserica acolo. Da. Se poate vedea și, dacă ne uităm cu atenție acolo, este vila lui Iohannis, în care a stat înainte Băsescu, da, în care a stat înainte Iliescu, în care a stat înainte Ceaușescu. Care? Aia unde e la Maru acolo? Ăștia. Da. Toți băieții ăștia cu Iescu, în afară de Iohannis, care nu e de la noi. Da. Dacă ești de la noi cu Iescu, Ionescu, Popescu, Iliescu, Băsescu, și eu, Venescu, care e și el acolo. Și am vorbit, băi, iată, am vorbit cu ăștia la plajă, chiar la plaja de lângă, la Daytona acolo, și mi-au zis băieții, și domnule, nu e dor de domnul Băsescu, că venea el să-și ia o bere, mai stătea cu noi. Domnul Iohannis, fine, dar nu ne bagă seama, stă numai acolo închis. Vezi? Vezi, om. Vezi, mă? Da. Frumos. Bă, ăsta nu-i terminat, dar are cel mai frumos viu. Da. Pentru că e cel mai sus, chiar e bine. Deci dacă vreți să vă cumpărați apartament, da, pentru... Nu mă sunați pe mine, nu ba da, să mă sunați. Ba da, lui Codin pe Instagram, da, dar trebuie să-i dați follow înainte. Da, follow și să intrați și să mă așa și eu să vă trimit la alții care știu că eu am. Da. Au și duș, au și apă caldă, e bine. E făcut foarte bine, ca să știți. Chiar dacă nu sunt terminate toate, dar sunt de vânzare.
pentru noi este o nouă zi, pentru voi nu. Hello! Soricu-i fericită că au venit. Accesoriile! Accesoriile pentru costumele de baie, da, foarte tare. Urmează ceva, Finescovici. E ultima zi de stat aici, adică mai stăm azi și mâine plecăm. Da, mâine cumva e ultima zi, de fapt, că mâine plecăm pe seara, că ne bucurăm și de ziua de mâine. Da. Și astăzi o să fii... Bă, da, apeși tu, chem liftul, mă, boss. Am crezut că ai apăsat tu. Cum s-a apăsat tu, eu, dacă ai ieșit în... Da, aici, lasă-mă. Șoarecu, acum suferă de mania persecuției. Yes. Intratul în lift. Mergem la mic dejun. Deja Mircea și cu Bianca s-au dus sau ne-au aranjat acolo, ai văzut poza? Ne-au pregătit multe lucruri. Am primit clipul. Vai! Ce ne-a pregătit aici, Mircea? Ceva frumos, de vară. De da. Vară. Super, Soricu mega extra tare. Soricu a primit clipul. Gras. Am ieșit la plimbare pe plajă, pe faleza Mării Negre din stațiunea Olimp. Ce frumos e pe aici. Ți somn, Soarec? Un pic, m-am răsputat prea mult. Dar ce coadă nebună ai? S-a mai ciufu-ciufu. Ciufuțit? Nu, ciufulit. S-a ciufulit. Nu s-a ciufuțit? Nu. Eu mă ciufuțez dacă mă super. Adevărat. Are dreptate. Deci n-am mai fost amare de mult, adică să stau așa, să mă plimb cu mâinile la spate, să mai dau cu piciorul într-o piatră. Știi stilul ăla așa? Da. Ah, să nu cad. Dar uite da. Unde merge tot timp. Mă uit, mă uit. Mirosul ăsta de briza mării. Deci eu când țin miros de mare, de apă, mi-aduc aminte de când eram mic, mă ducea taică-miu la Saturn, mergeam cu el. Și am fost odată cu taică-miu și cu maică-miu și cu frate-miu și au intrat fluturi în cameră și n-am dormit toată noaptea. Bosule, m-am învelit până în cap, nu puteam să respir. Am transpirat că mi-era frică de fluturi. Da, tu? Eu? Ce amintire ai de la mare când erai mică? Cea mai recentă amintire de când eram mică era la vreo 15 ani, 14 ani. Așa. Sau mai mică un pic. Și am dus cu pijama mea cea mai bună, am luat-o și pe ea cu noi. Și la miezul nopții am fugit din cameră, că noi aveam camera față-față cu aia lor mei, la hotel. Și am fugit, da. La miezul nopții, la vreo 10 și ne-am întors la vreo 2. Și Șoarec, rebel. Da, a fost cea mai tare seara de la mare. M-am mișcat nici acum, nu știu. O să plec mai. M-am mișcat la Șoarec. Să știți că Șoarec a fugit. Wow, e chiar nu știu. Și încerc să-i fac lui Mircea o poză. Vă arăt ca să înțelegeți de ce e vorba. Haide bă, ești gata? Cu această cameră. Gata, nu știu dacă se vede foarte bine. Asta e poza, dar o să vă las eu pe ecran. Ia-o-te-l pe băiat. Asta e fața, ceva rău de tot și spatele nu mai zic. Ați văzut? Da, i-am făcut o poză cu cadru fix, photo manipulation se numește acest stil nebunesc. O dura 3 minute. Adică, da, 3 minute. Mai stăm foarte puțin și mergem acasă. Șoarecul e pe acolo, când v-am dat, vedeți. Ne-am simțit foarte bine în această vacanță și v-am luat și pe voi cu noi. Nu știu cât am filmat, dacă am destul material. Mă rog, cred că ați înțeles ceva din toată treaba asta. Doamnelor și domnilor, vacanța noastră a luat sfârșit. Șoarecu se pregătește să mergem în cameră. Facem un duș și plecăm acasă. Sperăm că v-a plăcut excursia noastră și a voastră, că ați fost și voi cu noi. Chiar dacă digital, așa, virtual. Ne vedem în următorul episod, împreună cu Șoarecu, cred că și cu Șoarecu. Și tot ce vă putem... dori și ura este ce vreți voi, toate cele bune. Sănătate, multă. Să nu ții ceva, Șoarec. Și voi să nu uitați ceva important, să vă abonați, să dați like, doar dacă v-a plăcut. Dacă nu, nu.
Vă mulțumim foarte frumos și vacanță plăcută pentru cei care sunt în vacanță deja și pentru cei care urmează să plece în vacanță. Liniște multă și relaxare. Hai, v-am pupatul. Zici tu, zici tu, pa.